seară a fost a șaptea reprezentație a doamnei Pețana, a acestei ilustre artiste care a fanatizat publicul orașelor mari de pe cele două continente și care, la noi, joacă înaintea unei săli totdeauna goale. Aseară, doamna Pețana a jucat în spăimântătoarea tragedie bourgeoise a lui Zola, Thérèse Racan. Emoțiunea ce a simțit-o puținul public care asista la reprezentație este indicibilă. Ceea ce face doamna Pețana în actele 3 și 4 în Thérèse Racan este o producție fenomenală, prodigioasă, despre care nu-și poate face cineva o idee cât de slabă fără să o vadă. În Sora Teresa, ca și în Dama cu Camelii, ca și în Thérèse Racan, producția genială a artiste atinge aceleași proporțiuni. Mâine seară joacă pe Sora Teresa. Destul de rău dacă nici mâine seară publicul nostru nu va face amendă onorabilă și nu va repara într-un chip strălucit indiferența lui de până acum față cu ilustra artistă. Indiferență ce, până în fine, nu s-ar putea explica decât prin lipsa-i completă de gust, de inteligență și de cultură. Destulă rușine dacă și mâine seară doamna Pețana va juca fără sala plină. Din partene, noi, care totdeauna ne-am cunoscut bine lumea, am dorit să nu fie și mâine seară teatrul gol. Am dorit, dar nu prea sperăm. Și o zicem aceasta noi, ce din norocire facem în țara noastră, de acum în regatul nostru, literatură, chip și seamă, artă. O zicem cu tot dezgustul de care trebuie să fie plină viața celui osândit a predica în pustie. Ne-ar părea însă foarte rău dacă amicii noștri, mulți, puțini câți avem, și cu care suntem chemați a împărtăși aceeași soartă în dezgustătoarea viață publică de la noi, n-ar putea veni mâine seară să uite împreună cu noi, pentru câteva momente,